numesc Sârbu Maria. Voi vorbi din nou despre energiile abuzului psihic. De data asta voi accentua partea de reechilibrare și voi încerca să fac prezentarea mai interactivă. Am folosit termenul de energii, întrucât în ceea ce vreau eu să prezint, sunt cuprinse foarte multe manifestări, nu doar comportamente, ci și atitudini, idei, gânduri, emoții, trăiri, etc. Am să vă întreb acum ce fel de comportamente ale altor persoane v-au făcut să vă simțiți abuzați. Comportamente agresive, de obicei. Ok. Alte exemple. Cerințe peste așteptări, atunci când se cere mai mult decât poți să dai peste așteptările tale. E tot un abuz. Da. Manipularea ar putea intra în categoria asta, deși este mai subtil. Chiar aroganța. Cum vă simțiți când sunteți abuzați? Când cineva intră așa peste voi? Puteți vă spune lucruri? Da. Cum depinde de caracterul persoanei, de felul în care este. Unele persoane reacționează defensiv, se retrag în carapace și se fac mici, iar altele la modul agresiv, trec la atac. Deci depinde acum de persoana, de structura ei, dacă introvertită, dacă extrovertită. Tu, eu atac, dacă sunt atacată, atac. Sunt de oaică. Ok, dar cumva menții aceeași frecvență. Da. Pentru că am discutat data trecută că caracteristicile acestor energii sunt în principal două. Unul, că în pachetul acela de mindset, de emoții, gânduri care le ai în respectivul moment, sunt și unele distorsiuni, unele lucruri nereale, iar comportamentul nu este unul foarte conștient, ci inconștient. Adică, în cazul tău, luptă. Dar nu ai avut propriu-zis o conștientizare a situației și a alege care este, de fapt, cea mai bună raportare a ta. Da, corect. Ok, în exemplele anterioare, ce credeți voi că se poate face ca să nu se mai întâmple lucrul ăsta, ca cel abuzat să cedeze energie? Să te oprești o clipă, să te gândești, să-ți crezi calmul, adică eu mă gândesc la mine, da? Și să gândești ce a vrut persoana din fața mea să facă, ce spune și care este răspunsul meu adecvat. Să lași acel spațiu între stimul și răspuns, acel buffer care există între stimul și răspuns, iar acolo să mă adun în mine și să conștientizez ce se întâmplă și să dau răspunsul adecvat, nu acela neadecvat care e la mânie. Okay. Reușim, adică... Nu reușești, altele nu reușești, depinde și de context și de cât de odihnit ești și cât de stresat ai fost anterior. Pentru că fiecare om are un anumit nivel de energie, cred, nu? Și în funcție de nivel de energie care îl ai. Eu știu că ai trei tipuri de răspuns în momentul în care primești o solicitare sau ești într-o situație. Luptă, fugi sau schimbă. Și cred că, probabil că, hotărârea de a schimba ar fi cea mai bună soluție, să te poziționezi și să... Eu aș zice să verbalizez ce se întâmplă. Să-i zici în față, tu încerci să mă manipulezi sau tu încerci să faci lucrul ăsta. Să-i zici strict în față cum te simți și tu și ce încearcă el să facă sau ea. Ok, și deci ai forța în momentul ăla să spui stop, nu servesc asta, adică nu te las să mă abuzezi și
Deci, și dacă tu ai reacția asta, atunci comportamentul, adică furtul energetic de care vorbeam, atunci nu se mai petrece, nu se mai întâmplă. Ok, dar sunt exemple, și în cazul meu, în care uneori este o energie mai puternică, dominatoare sau autoritară sau, de exemplu, cu persoane care au autoritate în viața noastră, ca șef, părinți, știu eu. Și atunci este o distanță mare, să zic, între energia abuzatorului și acelui abuzat. Și trebuie făcut un pic de efort pentru a reuși să ieși din această tendință defensivă. Adică eu sper ca toată lumea să fie foarte în forță și puternică cu toate persoanele din viața lor. Însă, din experiența mea, sunt persoane care și prin imaginea mea că le dau mai multă importanță și nu știu, din experiență și așa mai departe, poziționez, să zic, mai sus decât mine, mai, și atunci tendința este de a intra un pic în chestia asta defensivă și de a îndura, ca să zic așa. Trebuie să ne antrenăm. Deci atunci când există distanța asta mare între celălalt și noi, trebuie să facem să ne antrenăm să reușim să facem față situației. Un lucru pe care vi-l propun și un antrenament pe care de care știți probabil din alte surse și care are efect, este respirația abdominală. Adică în acele momente critice, când cineva vine cu agresiune și cu o anumită atitudine foarte impunătoare, în primele secunde este important să vă acceptați starea, care poate nu este cea mai în forță, și în următoarele momente să respirați. Vrem să încercăm împreună respirație? 2, 3. Una pe burtică. Și să simțim respirația la nivelul abdomenului, pentru că această respirație e profundă și această respirație întărește. Din păcate, o mică paranteză, noi în societate am reușit să ne dezvoltăm un stil foarte superficial pentru respirație, din griji, tot felul de probleme. Dar respirația care dă putere, dă forță și care ajută să schimbi o chestie, un mindset, o stare, este această respirație abdominală, care coboară puțin mai jos de buric. Încercăm câteva respirații în pământ. Deci putem fi în control în propria noastră viață, în situații care nu ne sunt tocmai favorabile, cu persoane, cu, de ce nu, la televizor, când sunt o felul de vești proaste care vor să ne impregneze o anumită stare, o anumită energie. Dacă vă interesează acest subiect, îl putem discuta pe grupuri pe Facebook. Numele meu e Maria Sârbu. E-mailul meu mariasârbu@gmail.com și dacă doriți putem dezvolta astfel de subiecte și, în care să reușim să devenim mai conștienți și mai puternici în viața noastră, în relaționarea cu ceilalți și în relaționarea cu noi.